Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Overwatch, unde avem un nou suspect care până acum nu pare deloc codat, pare că este foarte bun la acest joc. Nu uitați, dacă vă place această serie, să lăsați și voi un like și să faceți cât mai multe Overwatch-uri, să mai scăpăm și noi comunitatea asta de codați, dacă se poate. Să-l vedem aici. Deci are 7 cu 4. Da, i-a dat direct cap. Nici nu și-a activat spin bot-ul. Deja ăștia nici nu mai au vreo șansă, adică nu înțeleg de ce acești codați nu sunt banați direct și mai bagă și în Overwatch, adică totuși au procentaj de 100% headshot. E ciudat, bate prea mult la ochi, sistemul ăsta ar trebui îmbunătățit. Are și b-hop, script și de toate. Deci efectiv nu ai ce să vezi. Pur și simplu un tâmpit care se învârte pe aici și nu știu, asta e distracția lui. Mai are și un M4 de 1 euro acolo, dar probabil asta e distracție pentru el, să-i troleze pe alții. Părerea mea, dacă aș fi conducător acolo la Valve, dacă aș fi în locul lui Gaben, aș face dracu CSGO-ul ăsta mai scump. Adică e vreo 10 euro pe G2A, majoritatea își permit să ia bani pe un cont și să-și cumpere altul. Ar trebui, nu știu, să fie măcar 20 de euro și să nu mai meargă gifturi, să dai gifturi cu CSGO, astfel ca să nu se mai cumpere negru, cum s-ar spune, sau de pe alte site-uri în afară de Steam. Așa ar fi cel mai bine, părerea mea. Apoi le rupe capul la ăștia. Probabil ăștia conduceau cu 8-0, iar ăsta, bineînțeles, un copil handicapat s-a ofticat și a trebuit să bage el spinbot-ul, pentru că altfel nu putea, nu se putea juca. Dar se va alege cu un ban. Își va pierde și el M4-ul ăla de 1 euro. Și nu înțeleg de ce ăștia din echipa lui nu-i dau kick. Oare sunt în party cu el sau ceva? Dar măcar uite-te și tu în sus, te rog eu, să vedem și noi ceva. Ești ca un struț în pământ. Ăștia săracii, mi-e milă de ei. Dar nu mai au săracii nicio șansă. Bine, meciul ăsta o să fie anulat oricum, da. De ce ai face asta? Mi se pare deloc distractiv să fii atât de terminat și să nu ai ce face cu timpul tău liber în afară de asta. Nu uita să-mi spuneți și voi în comentarii care credeți că ar fi soluția ca Valve să scape de acești codați. V-am spus, părerea mea este să se facă jocul ceva mai scump, să nu-și mai permită codații să cumpere atâtea conturi. Ăștia așa fac. Iau bani pe un cont, cumpăr altul. Iau bani pe al doilea, cumpăr altul. Pentru că nu sunt scumpe. 10 euro. Le găsești chiar și la 5 de la alții folosite deja. Vă recomand să nu vă mai jucați matchmaking, pentru că nu prea ai cum să te joci din cauza specimenelor de genul. Vă las frumos, dați 5 euro, 6 euro pe lună la Faceit și vă luați abonament Faceit și mult mai bine. Instalați frumos anti-cheat-ul în calculator și e altă viață. Scapi de 90% din ei. Ia uite-l și pe... A luat boot, clar. Și nu înțeleg de ce nu-i dă kick. Hai să dau mai repede, că deja e clar ce se întâmplă. Și ăsta a fost... Aim, clar. De fapt are spinbot, ce... Îi dau de toate. Și b-hop. Griffing. Nu o pot să-i dau. Da, îi dau toate astea. Dar mulțumesc că m-ai urmărit și azi și ne auzim data viitoare. La revedere!